de presiune de la ambreiaj, e rulment de patrol combinat cu carcasă de Pajero. Numai că trebuie să lărgesc astea la maxim. Păi bun. Am încărcat bestia pe trailer și acum o ducem la mecanic, ce să mai. Iar prețul total este de 60 de euro. Trebuie să-mi ajungă la 35 de mm să fie rulmentul cu tot cu carcasa aia, bla 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 bla. Și-mi zice, eu nu cred că e ok ce faceți. Salutare, sunt Go și da, asta este a doua parte la operațiunea motor de autobuz. Și clipul începe prin a vă arăta cum am chinuit să tai o placă de fier groasă de 15 mm cu flexul. Ne vedem! După nu știu câte sute de ore am reușit să decupez suporții ăștia de motor. Vă dați seama cât de greu i-am decupat, mă, că fierul ăsta e gros de 16 sau 15, ceva de genul. Și n-am avut discuri de inox și așa am reușit să decupez destul de greu și așa încă. Haide să luăm ăsta, să vă arăt aici cum îl poziționăm pe motor și pe ăsta o să vină suportați, alți suporți, combinații, combinații. Deci, cam așa ceva o să vină ăsta pe motor. Au. Așa, cam așa ceva, pac, cu șuruburile originale, prinderile sunt aceleași. Cam așa ceva o să arate. Acum pregătesc suporții care o să vină pe caroserie și unde o să vină așezate tampoanele de motor, după cum vedeți în partea asta. Vă las să vedeți sudurile, că altceva n-aveți ce vedea. Continuăm operațiunea motor de autobuz, suntem la stadiu cuplarea cutiei de motor. Avem aici frumos girafa, motorul suspendat cum trebuie, volantă, ambreiaj, placă de presiune tot montat. Punem acum cutia și punem ca să facem suporții pe motor, pe mașină. Primim mai multe mesaje pe TikTok cum că de ce am ales motorul de 3000 diesel și nu am ales cel de 2 litri de BMW. Și vreau să vă răspund așa, manopera de a pune 3000 diesel sau 2 litri diesel este aceeași. Atât doar că motorul de 2 litri este puțin mai ieftin la achiziție și îl găsești mult mai ușor. Dar într-adevăr și cel de 2 litri este potent, face minuni pe caroseria de Pajero. Dar eu am avut motor de 3000 diesel pe E46, era un 330 X-Drive și mi-a plăcut atât de mult motorul încât m-am îndrăgostit de el. Îmi plăcea sunetul, îmi plăcea că e în 6 pistoane, era foarte fiabil și avea și mulți cai. Deci ca să vă răspund la întrebare, am pus motor de 3000 pentru sunet mai mult, pentru că e în 6 pistoane, pentru că e fiabil și pentru că are mult mai mulți cai. Dar da, mă costă un pic mai mult că este mai scump la achiziție decât 2 litri, dar și cel de 2 litri este ok. Cam așa arată un suport gata făcut pentru motor. Mai trebuie doar vopsit, e finisat acum, aproximativ mai trebuie doar vopsit. The next day. Bună dimineața din nou. Deci fraților, vreau să vă zic că atâtea bătăi de cap ce am avut cu motorul ăsta n-am avut cu nimic altceva în viața asta, sincer. Deci am fost la strung pentru rulmentul de presiune de la ambreiaj. I-am zis amu ce trebuie să facă, că trebuie să combin un rulment de patrol cu unul de Pajero, trebuie să-mi taie din carcasa aia, trebuie să-mi ajungă la 35 de mm să fie rulmentul cu tot cu carcasa aia, bla 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 bla. Și-mi zice, eu nu cred că e ok ce faceți. Bă, cum să zic așa ceva, nu e ok ce fac. Și i-am zis, atunci faceți-mi așa, luați din ăla. Mi-o luat până la urmă din carcasă, mi-o luat și dintr-un rulment. Dar rulmentul ăla vechi a fost sudat și când l-am adus aici și l-am presat, o crăpat. Am mai cumpărat un rulment, l-am dus înapoi. Acum la ora 3 trebuie să merg să ridic, să vedem dacă o să fie ok. Trebuie să-l pun iară, să-l presez pe carcasă și bla bla bla, o să filmez asta. Cam așa arată rulmentul de presiune de la ambreiaj. E rulment de patrol combinat cu carcasă de Pajero. Și l-am polizat, l-am dus la strung, l-am polizat și l-am făcut exact distanța care mi-o trebuie mie. Mi-a luat cam 7 mm din rulment. Deci cam așa arată un suport motor gata făcut. Ăsta e de pe partea cu șoferul, ăsta e mai lung decât celălalt. Fac, ăsta e celălalt, de partea dreaptă. Și ăsta arată foarte interesant, a ieșit bine, nu zic că a ieșit rău. Acum anulez și clapetele de la admisie. Frumos, ca să mai prindă un pic de power mașina asta. Asta vine aici frumos. Unde-i?
aici, pac, și gata. Nu mai avem clapete. Operațiunea motor de autobuz continuă. Suntem la partea, care parte? Partea cea mai interesantă din acest proiect, adică motorul de BMW se pune pe caroseria de Mitsubishi. Tam, tarararam, tam, tarararam, tam, tam. Cam așa arată. Vreau să înțelegeți o chestie. Uitați-vă numai cât loc am în spate. Deci uitați-vă aici în spate ce puțin loc rămâne. Aici vorbim. Aici. Un deget îmi intră între caroserie și motor. Și în față abia o să intre radiatorul. Bun, și configurația finală o să fie cam asta. Cu capac frumos, intercooler deasupra, radiatorul aici în față o să fie. Cam așa o să arate motorul. Bun, ce să mai, trebuie să-i dau ok. Sunteți pregătiți? 3, 2, 1. Știu că ce urmează să vă spun acum vă interesează pe voi cel mai mult. Prețurile. La ce prețuri am ajuns? Deci am primit o grămadă de mesaje. Cât m-a costat ca să pun motorul? Cât am plătit ca să pun motorul? Câți bani am dat pe motor? Câți bani am dat pe flanșă? Câți bani am dat pe electric? Cât m-a costat electricul? Unde am trimis electricul? Deci asta vă interesează cel mai mult. Mai ales prețuri. Prețuri, prețuri, prețuri. Și acum o să vorbim despre prețuri. Achiziția motorului a fost undeva la 600 de euro. De 600 de euro am plătit pentru motor. Este flanșa adaptare motor plus bucșa de centrare pentru ambreiaj plus materialul din care am făcut suporții motor. Prețul astea a fost de 350 de euro. Electricul pentru motor. Am luat electricul, l-am trimis la Argeș, parcă nu mai știu exact unde, și acolo am plătit suma de 150 de euro pentru simplificarea instalației electrice. Senzori, ulei, filtre, motorină, curea pentru accesorii, piese pentru blindare GR, piese pentru anulare clapete de accelerare, garnituri motor, tampoane motor și multe alte, deci chestii din astea minore, astea m-au ajuns undeva la 250 de euro. Ambreajul m-a costat doar 70 de euro. Deci a fost destul de ieftin pentru că am avut ambreajul de Pajero. Rulmentul de Pajero m-a costat 50 de euro, dar am avut rulmentul vechi de Pajero cu carcasă metalică. A fost doar 100 de lei rulmentul de Patrol nou-nouț plus 100 de lei la strung ce am plătit. Deci pe total 50 de euro. Bun, și la toate astea vine manopera. Manopera este undeva de la 1000 de euro până la 1500, chiar și 2000 de euro. Dar eu n-am plătit manopera, deci la mine nu se pune manopera, dar cam atât ar fi manopera. Între 1000 și 2000 de euro, depinde de mecanic și cine face modificările astea. Iar prețul total este de 1460 de euro. Deci atât am costat până acum, dar sunt aproape gata, nu o să mai fie decât foarte mici cheltuieli. Ce plătesc acum la mecanic pentru modificările astea, astea sunt extra. Dar strica să pui motorul de BMW este 1460 de euro. 1500 rotunjit. Și după cum v-am zis, plus manoperă, care poate să fie 1000, 1500, 2000, depinde de mecanic. Bună dimineața! Este ora 6, m-am trezit. Trebuie să mă duc să iau trailerul ca să urcăm tractorul pe trailer, să-l duc la cineva ca să mai modifice unele chestii, că este aproape gata. Deci trebuie să-mi pun ceasuri de boost, la turbo, amperaj, din astea, chestii de-astea minore. Și după aia o să fie gata. A, și mai trebuie să facă și suportul la radiator ca să steie pe ceva tampoane, ca să nu se spargă amul, că la ce grope o să prind eu cu mașina aia, vă dați seama. A, și am mai modificat multe chestii pe el, o să vă arăt amul când o să mă întorc înapoi. Acum mergem ca să luăm trailerul ca să încărcăm mașina ca să o ducem la mecanic. Ieri a fost zăpadă, azi e vară. Eu nu mai înțeleg vremea asta, nu știu ce naiba are, bă. Gata, am legat trailerul, frumos, acolo mai e o mașină din aia. Aia care face așa bu 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 bu. Deci am ajuns înapoi aici la Imperiul Fiarelor și vreau să vă arăt acum cum arată tractorul după ce s-a mai modificat câte ceva pe el. Radiatorul e pus aici frumos la loc. Intercoolerul o să vină la locul lui, pus așa doar ca să nu intre mizeria în el. E cam așa, n-ai motorul montat, de fapt ați văzut până aici. Îi dăm ok și îl urcăm pe trailer. Și a pornit tractorul, dar nu știu dacă se aude ceva, bă, face o gălăgie, vai de viața mea, îl ducem pe trailer, tată. Bă, nu m-am putut abține, bă, mai venit să mai dau o tură, deci merge genial mașina, bă, așa trage, bă, și nu e resoftată, bă, și a trebuit să fie resoftată. Ce vorbești, tată, că mere de rupe, bă. Și suntem la drum cu M57-le, bă, deci e genial, bă, motorul ăsta. Bă, că e foarte rece. Aici am parcat și trailerul și geamul ăsta e jegos că nu văd nimic pe el, bă.
Da. Da, de sunat, sună genial. Ia ascultați aici. Întrebarea mea dacă intră, bă, și dacă nu-i prea lat, dar mă dau jos și mă uit. Intră, numai că trebuie să lărgesc astea la maxim. Păi bun. Am încărcat bestia pe trailer și acum o ducem la mecanic, ce să mai. Bă, nu-i ușoară și foarte mare. Uitați-vă numai aici. Ce vorbești, tata?